Astăzi, eforturile credincioșilor din parohia Rugi, județul Caraș-Severin, au fost răsplătite. Pictura bisericii parohiale a fost sfințită de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. În continuare, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie, iar la final a sfințit o troiță. Ne bucurăm că în anul omagial al Sfintelor Icoane și biserica parohială din satul Rugi s-a înveșmântat cu această pictură prea frumoasă și iată, în centrul satului, s-a ridicat o prea frumoasă troiță pe care, după oficierea Sfintei Liturghii, am binecuvântat-o. Este de remarcat faptul că aici, la Rugi, în anul 2006, a avut loc un mare incendiu la Sfânta Biserică. În 2010, această biserică a renăscut, în sensul că s-au făcut lucrări importante de renovare și consolidare a Sfântului Locaș și am reușit în 6 iunie anul 2010 să sfințim această biserică care a avut mult de suferit în urma incendiului din anul 2006. În anul 2006, biserica din Rugi a ars în proporție de 80%, iar după 11 ani, locașul de cult a îmbrăcat haine de sărbătoare. Deși această localitate este foarte aproape de orașul Caransebeș, totuși, din punct de vedere numeric, este destul de redusă, pentru că aici viețuiesc aproximativ 250 de suflete. Aceștia au rămas aproape de biserică și de păstorul lor, deși în urmă cu 11 ani un necaz s-a abătut asupra acestei parohii, atunci când turla și acoperișul bisericii au fost mistuite de un incendiu. Însă toți cei de aici nu au deznădăjduit și au încercat să înfrumusețeze biserica lui Hristos, mireasa lui Hristos, și iată astăzi avem cu toții bucuria duhovnicească să participăm la sfințirea picturii executată de pictorul Mihai Bofan, pictură sfințită de către preasfințitul părinte Lucian. Pentru activitatea desfășurată, părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor, iar binefăcătorilor Sfântului Locaș, ierarhul le-a dăruit diploma de excelență, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și totodată, pentru noi este o zi deosebită datorită unui ideal pe care credincioșii aceștei parohii vrednice l-au avut din moș și strămoși pentru a vedea Sfânta lor biserică pictată. Este o zi de sărbătoare mare pentru noi în satul nostru. La noi în sat aici se muncește foarte mult, sunt oameni truditori, dar vrem să lucrăm și pentru sufletele noastre. Sufletele noastre ne rugăm la Dumnezeu să fie undeva sus ca să ne ridicăm. Nu numai noi, să ridicăm și copiii noștri, nepoții noștri, mai departe. Este o zi mare pentru noi toți, pentru comunitate, pentru satul Rugi, pentru fiecare în parte. Biserica e importantă, mai ales în zilele astea, când tineretul, în primul rând, se clatină și oamenii nu mai au valori. Și e important să venim la biserică, să ne rugăm și să-L avem pe Dumnezeu aproape în orice moment. A fost foarte greu pentru noi a obține o pictură, asta, în urmă cu câțiva ani, în urmă ne-a ars biserica. Împreună cu Domnul Părinte am reușit să învingem totul, tot ce a fost greu, ne-a ajutat Bunul Dumnezeu. Ieri, preasfințitul părinte Lucian a sfințit o troiță în parohia Maciova, după care a săvârșit slujba vecerniei în biserica parohială.